Echipa medicală sub îngrijirea căreia se află în alt preasfințitul Pimen a transmis că starea sa generală de sănătate s-a ameliorat simțitor. Informația a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu. Deși evoluția stării de sănătate este una favorabilă, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a explicat că arhiepiscopul Pimen rămâne în continuare internat. Urmarea eforturilor depuse cu dedicație și profesionalism de medici, Vasile Bănescu transmite apreciere și recunoștință în numele Patriarhiei Române pentru personalul medical și conducerea la Spitalul Matei Balj din capitală, arhiepiscopul Piman al Sucevei și rădăuților se află internat de luni, 20 aprilie, la Spitalul Matei Balj din București, din cauza infectării cu noul coronavirus.